Și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, la colegul nostru, Sergiu Cora. Vă promiteam că vom intra în casele colegilor noștri să vedem cum își petrec ziua de Crăciun. Sergiu, deja eu vă văd, ne auzim. Ce faci? Bună dimineața, Crăciun fericit! Hei, Crăciun fericit! Crăciun fericit! Uite ce să facem noi pe acasă. Ați deschis cadourile? Niște călătorii, așa, am deschis calculatorul și am fost prin Laponia dimineață, cu mergere ceva mai pe seară pe Dubai, cum s-ar spune la noi la București. Dar până atunci hai să vedem ce am primit. Sunt aici cu Alessandra, fica mea. Ia să vedem, Alessandra, ce ai primit-o? Am primit o păpușă pe care mi-a dorit foarte mult. Cum o cheamă? Marshmallow. Deci a se observa, da? A se nota culoarea pielii păpușei este, cum se spune acum, alb închis, da? Ca să nu ne bănuiască cineva de exact, rele. Exact, trebuie să găsim tot felul de sinonime. Poftim? Trebuie să găsim tot felul de sinonime, Sergiu, după ce s-au inflamat autoritățile internaționale, după anumite declarații, da. Deci este o păpușă cu tenul alb închis. E foarte frumoasă păpușa. Exact, alb închis și a dorit-o foarte mult Alessandra. Știi ce vreau să spun, Ana, pe lângă lucrurile... Ia uite! Mamă, păi cartea? A uitat de carte, păpușa e importantă. Ai primit și o carte, nu? Da. Foarte frumoasă, dar știi ce voiam să spun, lăsând la o parte jucăriile, cărțile. Alessandra în acest an i-a scris moșului un mesaj mai special. Și aș vrea să-l citești, Alessandra, să vedem ce îți dorești tu pe lângă jucării, dulciuri, ce mai dorești tu de la Moș Crăciun. Dragă moșule, te mai rog să faci o minune. Deschide-te rog școala, că mi este tare dor de colegii mei. Deci bravo, vedeți ce frumos. Ce își doresc copiii? Ana, am o surpriză. E și pentru mine o surpriză. Vreau să deschid acum cadoul meu, să văd mie ce mi-a adus moșul. Ce ai primit, Sergiu? Asta sunt eu, ia. Să-i avem așa măști. Măști, îți bine, trebuie, dar la... pentru că tu ai fost tot timpul la transmisiuni live din cele mai importante puncte alături de Sabrina, așa că măștile sunt chiar binevenite știu, pentru tine, că te întorci la lucru. Totuși, parcă nu-mi doream măști, măcar sunt de alea originale. Chinezești. Și are și instrucțiuni, deci zice așa. Test anti-covid. Instrucțiuni de utilizare. Puneți 50 de mililitri într-un pahar, mirosiți scurt, dați paharul pe gât. Dacă ați simțit un miros de prună și un gust înțepător, nu aveți COVID. Haideți să vă spun ce am făcut eu. Gata, știu eu cum e testul ăsta. Aseară, în ajunul Crăciunului, am umblat după cârnați, după coga românul. Mă simțeam așa obosit și am zis, doamne, nu cumva am eu COVID. Și aveam aseară un test scoțian. Ăsta e românesc, dar aveam un test scoțian. Și m-am testat o dată, de două ori, total de vreo 22 de ori. Și de că dimineață am simțit așa o durere de cap, dar am vrut să vă sun în redacție să facem breaking news, că am descoperit răspunsul la întrebarea de ce nu testează guvernul. Sergiu, pentru că dacă problema ar testa, e mult că... ne doare capul. Problema e că am vrea să ne testăm și noi cu testul tău, deci nu știu cum faci, dar eu zic să păstrez ca să ajungă la toată lumea. Dacă vreți, vine redacție. Cred că e cel mai eficient. Testăm scurt, așa. Și în regie, să știi, și băieții din regie, și producătorul, și eu m-aș testa un pic după ce se încheie emisiunea. Pare dacă foarte, foarte eficient. Și văd că reacțiile adverse, așa, a doua zi n-au fost foarte sunt agresive. Sunt ușoare, nu, dar ți-am zis, cred te că, văd că în formă. Nu testează guvernul. Alessandra, cred că și-a dorit de asemenea, chiar dacă nu e scrisoarea către moșul, cred că și-a dorit și să se termine toată această pandemie și să mai stai și tu pe acasă și să fiți împreună ceva mai des. Da, dacă s-ar termina pandemia, deși nu cred că, chiar dacă ne-am anunțat că vine vaccinul, mai durează până se termină pandemia. Foarte important să știi, Alessandra îmi spunea aseară că tati este primul Crăciun pe care îl facem acasă. Deci și eu mi-am amintit așa și să știi că nu e tocmai rău să faci Crăciunul acasă, că eram, alergam tot timpul, eram la pârtii, la părinții mei în Bucovina. Era așa destul de stresant. Știi că acum suntem așa calmi, liniștiți. E un Crăciun mai tihnit pentru voi. Spor la testat, Sergiu. Te îmbrățișez, Alessandra, să aveți un Crăciun fericit și ne revedem la serviciu, în redacție.
Da, Crăciun fericit și vouă, tuturor! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor.